să mă văd la TV. Fiindcă știu care vine și mai știu și de ce. Sunt o tipă haioasă care râde mereu, dar mai sunt și fițoasă. Că așa e felul meu. Dar mă tem de ochi. Care? Fiindcă sunt prea mișto. Și la nas și la ochi sunt leită, pardon. Sunt mereu răsfățată de toți cei ce mă plac. Și de vreau, într-o clipă, sunt Corina Chiriac. Să vă amintiți, vă rog frumos, adresa mea. Când vă întâlniți cu fericirea, fața cu flop, strada speranței la parter, o mai aștept și mai sper. Dar să vezi, dintr-o dată, prea sătul de răsfăț, dragul meu de altă dată a pus mâna pe băț. Și cu falca zdrelită și cu nasul umflat, sunt acum obloșită ca ea sera rafat. Dar nu mă satur de mine să mă văd pe ecran. Însă azi n-aduc bine, că arăta curcan. Și cu fața strâmbată și cu nas de arlechin, poți acum ca să jur că sunt chiar Mr. Bean. Și concluzia e clară. S-o mai spun? N-are rost. Nu poți fi și vedetă și nevastă de prost. Femeia nu se lasă niciodată. De ziua femeii vine soțul acasă cu o sticlă de lapte. Dragule, dar ce te-a apucat azi? Doar este ziua mea. Cum veniți cu o sticlă de lapte? Păi, draga mea, dacă la 20 de ani erai roză ca o floare, ți-aduceam un trandafir. La 30 erai spumantă ca o șampanie, ți-am adus o șampanie. La 40, când erai fierbinte, ți-am adus o pâine caldă. Iar acum la 50, pentru că ai ajuns ca o vacă, ți-am adus o sticlă de lapte. Femeia nu se lasă. Da, dragul meu, păi la 20, când tu mi-aduceai un trandafir, unii culegeau petalele, iar tu rămâneai cu cotorul. La 30, când mi-ai adus șampanie, unii beau spuma, iar tu rămâneai cu sticla goală. La 40, când mi-ai adus o pâine caldă, unii luau miezul, iar tu rămâneai cu firimiturile. Iar acum, la 50, când taurii îmi bat la ușă, întreabă, boule acasă? Întreba de un invitat, cum găsești lichiorul, nene? El răspunse, lângă pat, între două damigene.